Așa cum anticipam în jurnalul nostru de știri de ieri, liberalul Nicolae Ciucă, actualul ministru interimar de la apărare, a fost nominalizat de către președintele Klaus Iohannis ca premier desemnat cu formarea unui nou guvern. La această situație s-a ajuns în urma demiterii guvernului Florin Câțu prin moțiune de cenzură, iar Dacian Cioloș nu a reușit să strângă în Parlament voturile necesare pentru formarea unui nou executiv. Desemnarea lui Nicolae Ciucă pare a fi una care să strângă voturile necesare, iar liberalii, inclusiv cei din județul Hunedoara, nu dau mari șanse organizării de alegeri anticipate. În mod realist, acord toate șansele din lume formării unui nou guvern, având în vedere situația politică, criza energetică și criza economică care a lovit această țară. Deci, cred că toate forțele din România caută o soluție la această oră, iar formarea unui guvern în jurul domnului general Ciucă este un lucru benefic și este un lucru care va duce la rezolvarea crizei politice, care este o criză internă a României. Varianta alegerilor anticipate nu mai este la această oră un lucru care să se întâmple prin faptul că noi trebuie să rezolvăm această criză guvernamentală până în primăvară cel puțin, pentru că trebuie să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm la această oră. Această criză sanitară datorată COVID-ului, această criză energetică datorită factorilor mari la energie, această criză economică care se prefigurează să vină peste noi. Șanse de reușită pentru guvernul Ciucă dau și aliații din fostul executiv condus de Florin Câțu. Cei de la USR, după renunțarea la o nouă nominalizare a lui Câțu, sunt de acord să se așeze la masa negocierilor. UDMR crede că se poate găsi un numitor comun dacă se renunță la orgolii și politicianism. Iar reprezentanții minorităților naționale din Parlament opinează că varianta alegerilor anticipate este una populistă. Noi am fost consecvenți încă de la început, am spus că singurul lucru pe care îl cerem pentru a continua guvernarea în această coaliție este ca prim-ministru să nu mai fie domnul Florin Câțu, dar tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, în ultima lună, o lună și jumătate chiar, demonstrează că coaliția stătea de fapt într-un singur om și am mici speranțe că mai există șanse. Concluzionând, dacă nu va fi domnul Florin Câțu propus premier, ar fi o șansă de refacere? Din punctul nostru de vedere al USR, da. Trebuie revenit la masa dialogului și opțiunea cea mai potrivită, opțiunea bună pentru interesul României în general, al locuitorilor și al economiei românești, este aceea de refacere a coaliției de guvernământ PNL-USR-UDMR. Noi, din punct de vedere UDMR, suntem gata să discutăm cu sinceritate cu partenerii noștri și să contribuim la refacerea unei asemenea variante. Dacă acest lucru nu va fi posibil, atunci va trebui căutată o altă soluție, eventual continuarea guvernării într-o formulă minoritară, așa cum se întâmplă și astăzi, numai că, bineînțeles, un guvern tranzitoriu, un guvern fără puteri de pline, nu poate să ia toate măsurile urgente de care este nevoie acum în contextul crizei de sănătate și a crizei energetice din România. Deci ar fi de dorit o soluție cât mai rapidă, iar această soluție rapidă ar putea să vină renunțând la orgolii și la politicianism. Este o idee populistă și parlamentarii care folosesc și promovează această teorie a alegerilor anticipate nu pot să fie decât populiști, având impresia că vor aduna voturi și vor atrage simpatie dacă vând această idee. Nu cred că este cineva în Parlament care să își dorească cu adevărat anticipate și nu neapărat pentru că își vor pierde mandatul, pentru că, având în vedere actuala coloratură parlamentară, nu cred că mai mult de 20%, 25% maxim, 25% din parlamentari își vor pierde mandatul. Și ei, pentru că nu cred că situația este de așa natură, și din punct de vedere politic, și din punct de vedere economic și medical, în situația în care să
facem alegeri anticipate. Un nou parlament, o nouă împărțire a mandatelor nu va genera o majoritate care să aducă un guvern care să fie cu mult mai bun decât ce poate să dea actualul parlament. Pe de altă parte, reprezentanții opoziției au criticat activitatea guvernului PNL-USR-UDMR minorități și consideră că singura soluție de ieșire din criza politică, economică și sanitară pe care o traversează România este cea propusă de ei. Pentru viitorul apropiat, Partidul Social Democrat speră că vor fi odată și odată alegeri anticipate, pentru că altfel nu văd o stabilitate politică decât prin a relua ce au ei în gând, că am văzut că și astăzi și-au făcut cu genele așa ușor, de pe un geam pe altul, unii la alții, PNL-ul cu USR-ul susținut de UDMR-ul, și sunt convins că degeaba își vor relua politicile, că performanțele vor fi tot aceleași care au fost înainte. Adică zero aplecare față de omul de rând, zero interes față de cetățeanul României, zero performanță în ceea ce înseamnă creștere economică a României. Vedeți acum la ce avem sus în Parlament, soluții nu prea sunt și ar fi cel mai indicat alegerile anticipate. Ar fi singura soluție. Bine, cum să vă spun eu, soluția ar fi, dar nu știu, eu nu înțeleg ce interese. Aici nu primează interesul cetățeanului a României. Sunt niște lucruri care eu le văd, le înțeleg, dar nu pot să nu judec într-un fel oamenii ăștia care reprezintă practic alte interese decât ale românilor. Și știți la ce mă refer. Deci, în momentul de față sunt probleme foarte grave și ei tratează cu indiferență, nepăsare, toate lucrurile astea care se întâmplă la noi. Clar că alegerile anticipate ar fi cea mai bună soluție. Nicolae Ciucă va trebui să prezinte lista cu noi miniștri în Parlament până în data de 31 octombrie, dar cel mai probabil acest lucru se va întâmpla mai curând.